Salutare, salutare, m-am prins ora 10 și ceva, spațiile mi-e doare. Acum am terminat cadrul ăsta ce l-am cumpărat, era un cadru gol, am aruncat, i-am lăcuit acum vreo jumătate de an motorul, i-am curățat, am schimbat cablu, senzorii hal, am băgat 10 milioane în ea, un acumulator de 10 amperi în aluminiu de desubt, controllerul ăsta, acum am terminat, așa o stingi. Voltmetru, am 41 de volți, m-am plimbat, merge un pic mai tare decât 30 la oră, e suficient, da? Bun. Doar că hurul e rulmenții, dar mers cum s-au deșapt. Eventual o să pun rulmenți noi. Merge de rupe, 30 și ceva e suficient, o trotinetă fără 2000 de lei nu vreau să dau, că știu cât e un Ninebot, chiar dacă e clonă cadru. E vreo 4.000-3.000 de lei, fără 2.000 de lei nu o dau, e o bișterie, e tunată, merge mai tare. Autonomie undeva la 40 de km, 30-35 cu 10 amperi, Xiaomi are 7.5, hai să zic 30, na. E suficient de făcut treaba, n-am cutia din spate, dar v-am spus cum e prins. Dedesubt o să fac rost de capacul ăla, dar e prins bine. Nu vă mai arăt, sau haideți să vă arăt pe filmare. E o trotinetă ușoară care a avut dreptate la o trotinetă mică, ușoară, care e luată în mână, ți-ai făcut treaba, da? Acolo e acumulatorul de desubt și controllerul și fir de la roată cu mufă. De ce? Ai scos mufa de la roată cu senzorii Hall, cu tot, știți mufa aia, ce-am lipit-o și te-ai dus la vulcanizare cu roata în mână, repede. Asta e o trotinetă care, stați cu minți că am primit cadrul de la cineva, cu acte, cu tot, el o distrusă. Și acum am făcut-o, de-abia după 6 luni am terminat proiectul. Și nu mă încurcă că e cu accelerație așa. Ia uite. Uai, ce mere. Da, are zvâc. Bun. Salutare, cam atât. Da, îmi place. Îmi place, tutinte, ușoară, sub 20 de kg, cred că cu goare 25, asta nu știu dacă are vreo 18. Mă duc la ESO să beau cafea, mă prind seara, e o bijuterie. A, stopul pe spate, nu v-am arătat. Fiți atenți. Da? Sting controllerul, se stinge stopul, da? Aprind controllerul, bang, s-a aprins stopul. Nu vă mai zic de unde l-am legat. Trebuie 5 volți. Aveți grijă că trebuie doar 5 volți. Haideți să vă vând un pont. Legat stopul 5 volți de la alimentarea de la asistare, de la senzor de asistare sau de la accelerație, tot aia e. Că alimentarea pe accelerație e 5V, 4V și ceva. Tu poți să lezi și stopul din controller, ați înțeles? V-am vândut pontul. Salutare TikToker, salutare YouTuber. Hello! Așa o stingi și ai luat cheia pentru coțcari. Și să știți că e fain cu accelerația asta. Salutare! Numai bine, țineți aproape, țineți cu electric viitorul cu voi.